Bună dimineața, prieteni mincinoși! Sunt THL și ca de obicei vă invit la o porție generoasă de pescuit. Suntem la Marea Neagră, suntem în luna octombrie și vrem să demonstrăm, și eu cred că am reușit deja, că sezonul pe litoral nu trebuie să țină neapărat 2 luni și jumătate. Este o vreme superbă, este senin, marea nu este foarte agitată. Am făcut o primă partidă de pescuit la Țaparină ieri. Am ieșit pe mare la Mangalia, a fost absolut nemaipomenit. Cred că ați văzut deja acest material. Dacă nu l-ați văzut, vă chem pe canalul nostru de YouTube, Mincinoșii TV, și acolo găsiți atât materialul filmat la Marea Neagră, cât și emisiunile noastre și multe, multe rețete și monturi și nade făcute în ultimii niște mulți ani de zile, așa că am vreo 5. Bun. Tot timpul am spus că partenerii noștri de la Barracuda sunt foarte nimeriți prin produsele pe care le au, atât pentru un pescuit la crab, pentru că eu acolo sunt specialist tradițional, adică pe lacurile de lângă București, unde mergem pregătiți, unde mergem cu mașină și așa mai departe, însă am avut și am prezentat așa în ultimii, cred că 3-4 ani, fel de fel de produse, mai ales lansete, care sunt extraordinar de bune pentru pescuitul în vacanță. Că am făcut prezentarea la Tâncăbești, că am făcut-o la Moara Vlăsiei, că am făcut-o pe altă lacuri, tot timpul spuneam că dacă plecați la mare, o asemenea lansetă de 3,90 m este foarte bună. E, acum suntem noi la mare și atunci am zis, hai Dumnezeu să facem această prezentare exact acolo unde se poate folosi această lansetă, repet, în afară de pescuitul la crab, pentru că ea este o lansetă de pescuit la crab. Însă o puteți folosi foarte, foarte bine și în pescuitul la chefal, în pescuitul la guvid. O să facem astăzi un asemenea tip de pescuit și o să vedeți că această lansetă de 3,90 m este foarte bună. O să o prezentăm imediat, da? După cum puteți vedea, este o lansetă din 3 tronsoane, de aceea o recomand întotdeauna turiștilor, celor care pleacă, pentru că nu ocupă foarte mult loc. O puteți pune în bagaj, în mașină, nu trebuie cine știe ce dubă ca să intre. În general, lansetele, dacă sunt de 3,90 m și sunt din două bucăți, gândiți-vă, asta înseamnă tronsoane de aproape 2 metri. Deci e mai greu să îi găsim un loc în mașină. Ușurel, după cum se poate vedea, este o lansetă pe care n-am folosit-o, este sigilată cu un inel de plecare mare, un inel, cred că, de 40, dacă nu mă înșel, s-ar putea 40 sau chiar 50, un inel care, fiind foarte generos, ne permite ca firul să plece liber și să obținem aruncări mai mari. Imediat o să scot și celelalte două tronsoane. Modelul se numește Carp Cocaine X6, uitați. 13 inci, adică 3,90 m, 3,5 livre. Aceasta este, practic, să zicem așa, greutatea pe care o puteți folosi atunci când aruncați. Este o unitate de măsură un pic mai ciudată, însă tot ce pot eu să vă spun este că la 3 livre și jumătate această lansetă se încarcă foarte, foarte bine. Mandrină subțire, da? Cocaine X6. Se vede și pe băț. Arată foarte, foarte bine. High Technology Carbon Fiber, dar ce este vorba despre o fibră de carbon cu mufare normală, nu este, mai există lansete cu mufare inversă. Aceasta este o mufare normală. Am terminat. Uitați cum arată. La mare o putem folosi atât ca lansetă, cât și ca undiță. La 3,90 m, în general de pe dig, cu, chiar cu molinetă, dar și cu fir normal legat în vârf, poate fi folosită foarte bine ca undiță. Noi o să o folosim astăzi, în principiu, în proporție de 99% ca lansetă. Dacă pescuiți de pe mal, există, mai ales în momentul în care apar bancurile de chefali, se pescuiește de pe mal cu lanseta.
la chefal cu plumb greu, undeva 100-120 de grame, pe fundul mării. Chefalul, dacă este chefal mare, pentru că la lansetă, de fapt asta urmărim, chefal mai mare, atunci practic se vede din vârful lansetei că începe să se miște și așa se pescuiește. Nu avem nevoie de senzor, nu avem nevoie de avertizori, nu există așa ceva la mare. Este un pescuit un pic diferit, însă, repet, bățul este foarte, foarte bun, atât la pescuitul la crab, pentru că este băț dedicat pescuitului la crab, da, carp cocaine, cât și pescuitului la Marea Neagră, la chefal, dar și ca undiță, în cazul în care să spunem că nu vrem să cărăm foarte multe lucruri după noi.